Tot mai mulți tineri devin dependenți de droguri de la vârste fragede. Medicii trag un semnal de alarmă și spun că drumul de la a încerca din curiozitate și până la sechelele grave pe care le dă dependența poate fi unul scurt. La Spitalul Sfântul Stelian din capitală, de exemplu, ajung zilnic zeci de tineri care au nevoie de ajutor. Unitatea sanitară este aproape plină. Robert este unul dintre pacienții care s-a luptat cu drogurile ani în șir și care și-a găsit aici salvarea. El este Robert. La 16 ani, la o petrecere, a încercat prima dată să consume droguri. De la o simplă curiozitate, a mai fost doar un pas până la dependență. Ca și cum suntem dependenți de apa asta. Așa deveneam noi, la un moment dat, de heroină. A renunțat la școală, familia l-a abandonat și a văzut prietenii arestați, totul din cauza stupefiantelor. Robert a fost dependent de heroină, dar și de alte droguri timp de 16 ani. Până și frații mei m-au marginalizat. În cauza drogurilor furam, nu avea cum să mă bagi în casă, pentru că știa că fur ceva din casă, că fac ceva rău. La un moment dat le era și frică de mine, că nu știa cum reacționez. Și tot din cauza drogurilor a ajuns la închisoare, pentru furt. Banii erau insuficienți, iar dependența tot mai mare. Foarte greu să-ți mai câștigi încrederea după atâția ani de consum. Deci l-aș fi dat și pe copilul meu ca să mă las. Robert este de 6 ani într-un program de susținere a dependenței de substanțe interzise. De 3 ani nu a mai consumat niciun drog și își dorește acum să fie un exemplu pentru toți cei care pică în această capcană. După pandemie, centrele de dezintoxicare nu mai fac față numărului mare de pacienți dependenți de substanțe interzise. Din păcate, vârsta celor care ajung să ceară ajutor este tot mai mică. Este o tendință ușoară de scădere a vârstei de consum în toate țările europene, în România undeva la 15-16 ani, dar există și cazuri în care s-au înregistrat vârste mai mici de consum, adică 12-13 ani. Pot să vă spun că la noi au crescut aproape la dublu numărul oamenilor care solicită, atât cu drogurile acestea ilegale, plus alcool, tutun amestecate și foarte multă medicație luată fără prescripție medicală, din categoria somnifere și altele, care dau și ele dependență. La Centrul de Evaluare și Tratament Sfântul Stelian din capitală ajung zilnic până la 30 de pacienți cu probleme de dependență. Avem solicitări telefonice foarte multe de la părinți care sună din toată țara și ne întreabă de posibilitatea de a fi tratați. Dependența de stupefiante lasă semne pe termen lung, iar sechelele sunt grave. Mulți dintre toxicomani rămân sub tratament toată viața, ca să nu mai ajungă să consume droguri. Afectează atât comportamentul, cât și gândirea. Afectează neuronii, care sunt foarte sensibili și, după cum se știe, ei nu se mai multiplică. Odată ce s-au distrus, rămâi cu o pierdere. Este mult mai greu să te concentrezi, mult mai mult să performezi. După cannabis, în România, cele mai consumate droguri sunt cocaina și heroina. Ultimul raport al Agenției Naționale Antidrog arată că în 2019 erau peste 4.000 de consumatori de stupefiante.